Jucătoarea de tenis Simona Halep, eliminată încă din faza grupelor la turneul campioanelor de la Singapore, se menține pe locul 4 în clasamentul mondial după Angelique Kerber, Serena Williams și Agnieszka Radwańska. Chiar dacă a înregistrat o singură victorie în grupa roșie la turneul campioanelor de la Singapore, Simona Halep își păstrează poziția în careul de aș al clasamentului WTA. I tried, but not enough. Was not enough to win the match, to win the set, second set. But mentally and I was fighting till the end, so I'm okay with the match, with the way that the match went, but not happy because I lost it. Avantajul în ierarhia mondială față de următoarea clasată, Dominika Cibulcova, este însă tot mai fragil. Slovaca, având la începutul acestei săptămâni o zestre de 4.875 de puncte, după ce a reușit să se impună în fața Angelique Kerber în doar două seturi, 6-3, 6-4, în finala turneului campioanelor. A doua sportivă din România în clasamentul mondial este Irina Begu, care se menține pe locul 29, în timp ce Monica Niculescu a coborât față de săptămâna trecută două poziții și ocupă locul 39. În top 100 se regăsește și Sorana Cârstea, care își păstrează locul 81. În top 200 se mai află alte două tricolore, Patricia Țig, care a urcat o poziție și se află pe locul 112, dar și Ana Bogdan, care este tot în ascensiune de un loc și a urcat pe poziția 118.